Un accident mortal a avut loc la primele ore ale dimineții, pe Bulevardul Chimiei din municipiul Iași. Șoferul unei mașini a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un tir care era parcat neregulamentar pe partea carosabilă. Impactul i-a fost fatal șoferului, care a rămas încarcerat. Poliții și rutieri au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime omenești, ce a avut loc pe Bulevardul Chimiei din municipiul Iași. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că șoferul unui autoturism, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Chimiei, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, care era parcat neregulamentar pe partea carosabilă. Șoferul tirului a sunat la 112, iar la locul accidentului au ajuns un echipaj de intervenție cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, un echipaj de prim ajutor calificat, un altul de ambulanță, precum și polițiștii. Conducătorul tirului nu a avut leziuni grave. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.